Și le-am dat de mașină de poliție, bai, acolo mașina de poliție. Mamă, goștilor, am zis că nu dăm de mașină de poliție, n-am dat acolo și uitat că am dat aici la mine și să fiți la mine în parte. Vai de capul meu, goștilor, deci careva chiar m-a dat acum în gât. Goștilor, dacă vreți o reducere de 5% la orice produs de pe site-ul celor de la QWERTY, băgați codul Alex sau accesați link-ul din descriere pentru o mega reducere. Vai de capul meu, goștilor. Hai să pun tractorul, să vedem ce vrea și domnul poliția de-o parca la mie. Bun, goștilor, deci am vorbit cu el, a zis că dacă nu ducem lemnele la acolo mai încolo de primărie, acolo la aproape de vizinerie, fiindcă acolo se adună lemnele astea furate. Bine, și pentru cei prinși. Și acolo trebuie să mergem neapărat acum. Vai, guștilor, în ce am reușit să ne băgăm. Vai de cap, deci acum trebuie să mă duc să las toate lemnele astea pe care le-am mocit în seara asta. Și am luat și așa mai subțiri, se pot face par din ei, știi? Știți, guștilor, ce mă refer? Acum trebuie să mă duc să las lemnele, după trebuie să mă opresc la primărie pentru a plăti amenda și după pentru a face dosar penal. Deci, sunt nu știu, deci poate niște lemne, ajungi și cu dosar penal, și cu amendă, și cu lemnele confiscate. Bine, că nu ne confiscă tractor sau ceva, dar chiar foarte nasol. Mă mir cum de nu mă trimis la domn primar să-l ia și mă trimis chiar până acolo să-l riscat să-l las. Nu pot să înțeleg. Acum n-am. Eu trebuie gușilor. Oricum n-aveam ce să facem. N-aveam ce să facem. Asta deja m-a așteptat. N-aveam ce să fac. Vai gușilor, vai. Și am reușit să mă bag. Pentru niște amărâte de lemne. Doamne, bate. Poate 3 milioane cât e căruța asta de lemne. Am depătit și amelie 50 de milioane acum. 1000 de euro. Nu știu unde scurte banii ăștia de aici. Oare unde e acolo la hala aia mare? Da, mai aici. Vai de capul ăia, goștilor. Vai de capul ăia. Ceea ce mai ne zic aici, la legat trebuie să scurte. Ceea ce la legat trebuie să scurte. Vai de cap, măi, goștilor. Ne scar și-o căruța asta și revin după. Bun, goștilor, am descărcat toate lemnele aici, din păcate. Bă, chiar nu vin să cred, goștilor. Deci are și să mă bag. Și eram foarte apropiat de poliție, goștilor. Din cauza primarului. Eram foarte apropiat. Și în sens bun, nu în sens rău. Vai de cap, ne vai de cap, mai ușor. Deci vai de cap. Acum trebuie să mă plec la primărie, iar stau. De fapt nu iară. Că n-am mai pățit asta până acum, dar o să stau extrem de mult până face dosarul penal, până am depozit amendea. Nu am bani acum să plătesc amendea de ușor. Trebuie să mă duc în oraș să scot bani, fiindcă în Dumești nu există bancomat. Și pe ăștia la primărie mă gândesc că n-au POS. Sau transfer bancar. Vai de capul meu, goștilor. O să vină și domnul primar, nu ce-am înțeles. Vai, ce belea m-am băgat, goștilor. Vai de cap meu, ce belea am reușit să mă bag. Mi-a trebuit. Mi-a trebuit lemne. La lemne. Eu știu unde să parchez tractorul ăsta. Cam și fire morca.
Da, să parchez aici pe partea asta, să mă încurc. Da, mă încurc dacă chiar ceva vrea să intre acolo, deși eu mă întrebeam de zi, nu știu, mai deschis porți pe ăla. Hai să iau și chiar cum e ușor. Vai de capul meu. Deci chiar nu vine încă să cred. Și acum trebuie să aștept până ajunge și domnul primar, din păcate. Așa că revenim când ajunge domnul primar. Bungășor, domnul primar, din păcate a ajuns, a intrat în primărie, am de așteptat puțin afară. O să vin și mă cheamă, vie ceva și mă cheamă înăuntru. Deci vai de cap, ce-a reușit să mă bag. Revenim când mergem acasă. Bun guștilor, am terminat tot procesul. Am plătit amenda cu transfer bancar. Chiar nu mă așteptam să aibă aici la primărie transfer bancar. La VPOS, din păcate. Dar e acolo în spate și stânea noastră, guștilor, cum iluminată. Acum noi o luăm cât acasă, guștilor, nu avem ce facem. Am mâncat acasă, mi-a trebuit, și am mâncat în cur. Sper să vedeți ceva gușilor pe cameră, deoarece nu-i întuneric gușilor și lumina se vreau trebuie și moarte. Chiar sper să vedeți ceva cât de cât. M-aș băga și până aici la... Hai totuși să-i băgăm până la sână, să vedeți cum e și lumina, fiindcă niciodată nu v-am arătat cum arată noaptea iluminată aici. Ia uitați câtă lumină deja. Câtă lumină se vede gușilor deja. Ai, 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 ai. Aici trebuie, aici trebuie. Dacă pot opri lumina la tractor, liniștit gușilor. Ia uitați, nu mai te orbește gușilor, pentru că uiți. Dar să vedeți acolo la firma, acolo sunt becuri și mai puternice și 360. Nu s-a așa numai cât bat într-o parte, se vede aici. Acolo nu cred că am pus timp. Dar faza bună a stâlpurilor ăștora, e lumina și în garaj. Lumina bază și până și în garaj, da? Nu, cât de cât. Uștilor, eu am cât acasă, fiindcă nu am niciun chef de filmat, niciun chef de nimic, din păcate, după aceasta am mers și acest dosar penal. Da, mi-a trebuit. Mi-a trebuit, lemnul mi-a trebuit. Am furat, asta este, trebuie să-mi asum. Uștilor, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, de subscribe, distribuiți videoclipul și alte persoane să afle de seara noastră roleplay, dați follow pe Instagram și pe TikTok și ne vedem în următorul episod. Papa, guștilor și gușturiților.